Vă salut la al patrulea curs de mecanică sau la al cincilea clip de mecanică, pentru că așa cum ați observat, sper, al treilea curs, primul de cinematică, a fost împărțit în două materiale video ca să îl poată folosi fiecare așa cum dorește. Azi va fi al doilea curs de cinematică, mai scurt decât primul, deci nu va fi nevoie să-l împărțim în două. Și în acest al doilea curs de cinematică vom discuta despre cele mai simple mișcări, despre legile de mișcare și despre grafice legate de mișcare, pentru că graficele sunt foarte importante atât pentru rezolvarea problemelor, cât și pentru numeroase aplicații practice. După cum am mai spus, putem clasifica mișcările după traiectorie în mișcări rectilinii și mișcări curbilinii. Dacă sunt curbilinii, pot să fie curbilinii în plan sau curbilinii în spațiu. Dacă mișcarea este rectilinie, avem nevoie de o singură coordonată, coordonata X. Dacă mișcarea este curbilinie în plan, avem nevoie de două coordonate, coordonatele X și Y, și deci vom avea două legi de mișcare. Iar dacă mișcarea este curbilinie în spațiu, atunci avem nevoie de trei coordonate, X, Y și Z, caz în care vom avea, evident, trei legi de mișcare. Dar mișcările mai pot fi clasificate și după viteză. Avem astfel mișcări uniforme, mișcări în care viteza este constantă. Dacă viteza e constantă doar în modul, mișcarea poate fi curbilinie, dar dacă viteza este constantă ca vector, ceea ce înseamnă că își păstrează aceeași direcție și același sens în timp, atunci mișcarea este rectilinie și uniformă. Și avem apoi mișcări variate, adică în care avem accelerație. Cazul simplu este cel în care accelerația e constantă în timp și atunci numim acel tip de mișcări, mișcări rectilinii sau curbilinii uniform variate, în timp ce dacă accelerația variază și ea în timp, atunci avem mișcări neuniform variate, mișcări mai complicate. Azi vom discuta despre cele mai simple mișcări și vom începe cu cea mai simplă mișcare, mișcarea rectilinie și uniformă. Mișcarea rectilinie și uniformă, și vă rog să vă notați acest lucru, este mișcarea care are traiectoria o dreaptă și viteza constantă în timp. Legea de mișcare a mișcării uniforme se poate deduce foarte simplu plecând de la formula prin care definim viteza. Aici n-are sens să vorbim despre viteză medie pentru că viteza este constantă. Deci viteza instantanee este în același timp și viteză medie. Și avem V, viteza, este delta x supra delta t, unde delta x este x minus x0, x fiind coordonata mobilului la momentul t, la un moment oarecare, iar x0 fiind ceea ce se numește coordonată inițială, adică coordonata la momentul t egal cu 0. Și avem atunci x minus x0 este egal cu, deci delta x este egal cu v ori delta t, sau x este egal cu x0 plus v ori delta t, unde delta t, știm foarte bine, este t minus t0, dar dacă am pornit cronometrul la momentul t0, atunci T0 devine 0 și obținem în final
că x este egal cu x0 plus v ori t, care se numește legea de mișcare pentru mișcarea uniformă. Și vă rog să vă notați. Care este graficul acestei legi de mișcare? El poate să arate așa sau așa, în funcție de x0. Primul caz este cel în care x0 este pozitiv, așa cum se vede pe grafic, la momentul t egal cu 0, x este pozitiv, coordonata inițială x0 este pozitivă. Al doilea caz este atunci când coordonata inițială este negativă, așa cum se vede pe graficul de jos, la momentul t egal cu 0, x0 este negativ. Altfel spus, în primul caz, când ne gândim la axa pe care are loc mișcarea, atunci în primul caz, mobilul nostru la momentul t egal cu 0 se găsește la dreapta originii axei, x0 este pozitiv, iar în al doilea caz, la momentul t egal cu 0, mobilul se găsește în stânga originii axei, adică avem o coordonată inițială negativă. Dar nu numai x0 poate să fie pozitiv sau negativ, chiar viteza poate să fie și ea pozitivă sau negativă. Pentru că viteza este delta x pe delta t. E delta t este întotdeauna pozitiv, pentru că t2 este întotdeauna mai mare decât t1. Timpul curge tot timpul de la trecut spre viitor. Niciodată n-ați ajuns undeva înainte de a pleca. Deci semnul vitezei va fi dat de semnul lui delta x, de variația coordonatei, ceea ce înseamnă că dacă am o variație crescătoare, x2 este mai mare decât x1, atunci viteza este pozitivă. Caz în care mobilul se mișcă spre dreapta, pe axă, dar dacă delta x este negativ, ceea ce înseamnă că am o coordonată care descrește în timp, x2 este mai mic decât x1, atunci înseamnă că mobilul se mișcă spre stânga. Deci viteza când mobilul se mișcă în sensul axei este pozitivă, dar când mobilul se mișcă în sens contrar este negativă. Putem vedea aceste două observații legate de viteză în cele două grafice pe care le-am afișat acum. În primul grafic avem o mișcare cu viteza pozitivă. De unde știm? Pentru că dacă ne uităm pe grafic, delta x, care este x1 minus x0, este pozitiv. Pentru că x1 este mai mare decât x0. Și atunci înseamnă că și viteza e pozitivă, ceea ce înseamnă că această mișcare are loc spre dreapta, adică în sensul axei. În schimb, în al doilea grafic, delta x, care este tot x1 minus x0, este negativ. Pentru că se vede tot de pe grafic că x1 este mai mic decât x0. Și atunci delta x, x1 minus x0, este negativ, ceea ce înseamnă că aici avem reprezentată o mișcare cu viteză negativă, adică care are loc în sens contrar sensului axei. Deci, dacă avem pe grafic x funcție de timp o dreaptă înclinată în acest fel, înseamnă că e vorba despre o viteză pozitivă, mobilul se mișcă în sensul axei, dar dacă avem o dreaptă
înclinată în acest fel, înseamnă că avem o viteză negativă, mobilul se mișcă în sens contrar sensului axei. Și dacă viteza este negativă, avem cele două cazuri, cazul în care x0 este pozitiv, avem coordonată inițială pozitivă, și cazul în care x0 este negativ, coordonată inițială negativă. Deci, viteza este negativă și să vedem în acest caz cele două situații. Ele sunt reprezentate de cele două grafice pe care le vedeți acum. În graficul de sus, coordonata inițială este pozitivă, dar mobilul se mișcă spre stânga. Asta înseamnă că atunci când dau drumul ceasului, cronometrului, mobilul se găsește undeva la dreapta originii axei și va trece cândva în viitor prin originea axei. Este graficul de sus. Puteți vedea acest lucru prin faptul că intersecția graficului cu axa timpului este la dreapta momentului t egal cu 0, adică în viitor. A doua situație, cazul în care x0 este negativ. Este graficul al doilea. Dacă x0 este negativ, coordonata inițială este negativă, înseamnă că atunci când pornesc cronometrul, mobilul se găsește la stânga originii. Dar el se mișcă spre stânga. Înseamnă că a trecut prin origine. Acel lucru s-a întâmplat în trecut. Și asta puteți vedea pe grafic, prin faptul că intersecția graficului cu axa timpului se face la stânga momentului t egal cu 0, adică în trecut. Există și un caz în care atât legea de mișcare cât și graficele devin mai simple, și anume cazul în care coordonata inițială este 0. Cazul în care x0 este 0. Când se întâmplă asta? Când pornesc cronometrul, exact când mobilul trece prin origine. Sigur că poate să treacă spre dreapta, adică am viteză pozitivă, sau poate să treacă spre stânga, adică am viteză negativă. În acest caz, legea de mișcare devine x egal cu v ori t, coordonata inițială are valoarea 0, iar graficele arată așa cum vedeți acum. Primul grafic este un grafic al unei mișcări în care coordonata inițială este 0, iar mișcarea are loc în sensul axei, adică viteza este pozitivă. Iar al doilea grafic este tot pentru cazul în care coordonata inițială este 0, mobilul trece prin origine când pornesc cronometrul, dar se mișcă spre stânga. Viteza este negativă. Să recapitulăm ce am discutat până acum. Avem legea de mișcare pentru mișcarea rectilinie și uniformă, în care coordonata x, coordonata la un moment dat, este suma dintre coordonata la momentul t egal cu 0, x0, numită coordonată inițială, și produsul dintre viteza mobilului și timp. Și avem cazurile despre care am vorbit. Dacă x0 este pozitiv și viteza este și ea pozitivă, atunci avem graficul pe care îl vedeți acum. El reprezintă graficul unei mișcări în care mobilul se găsește la momentul inițial la dreapta originii axei și se deplasează spre dreapta. Dacă viteza este tot pozitivă, dar x0 este negativ, atunci graficul arată așa. El reprezintă o mișcare în care la momentul inițial mobilul era la stânga originii și se deplasează spre dreapta. Dacă viteza este negativă, dar x0 este pozitiv, atunci graficul arată așa. Avem, deci, graficul unei mișcări în care mobilul se găsește la momentul inițial la dreapta originii, dar se mișcă spre stânga. Iar dacă amândouă sunt negative, atât x0 cât și viteza, atunci graficul arată așa.
Și în acest caz avem o mișcare în care mobilul la momentul inițial se găsește în stânga originii axei și se mișcă spre stânga. Mai avem situația în care x0 este 0. Atunci, dacă viteza este pozitivă, graficul arată așa, x crește direct proporțional cu timpul, iar dacă viteza este negativă, graficul arată așa, adică x scade proporțional cu timpul. Dar veți spune, dacă viteza este 0, dacă viteza este 0, atunci nu mai avem mișcare, avem repaus. Și în acest caz, graficul arată așa. Avem un segment de dreaptă orizontal. Pentru că x devine egal cu x0. Și atât. Cu alte cuvinte, coordonata este constantă. Viteza fiind 0, rămâne x egal cu x0, care poate să fie pozitiv, ceea ce înseamnă că mobilul este în repaus undeva la dreapta originii, sau poate să fie negativ. Și atunci mobilul este în repaus undeva la stânga originii. Mai rămâne să ne gândim ce se întâmplă dacă pe grafic avem un segment vertical. Ce reprezintă oare acest lucru? Adică avem acest grafic. Ei bine, acest grafic nu este posibil. Pentru că acest grafic reprezintă, de fapt, o mișcare cu viteză infinită. De ce? Pentru că la unul și același moment, mobilul are tot felul de coordonate. Deci, nu există o variație în timp, ci coordonatele sunt toate deodată, ceea ce ar însemna viteză infinită. Mobilul este și aici, și aici, și aici, și aici, în aceeași clipă, ceea ce înseamnă că se mișcă cu viteză infinită. Ori, după câte știm până acum, viteze infinite nu există. Să mergem mai departe. Vă rog să vă notați definiția acestei mișcări. Mișcarea rectilinie uniform variată este mișcarea care are traiectoria o dreaptă și în care accelerația este constantă. Știm că accelerația se definește ca fiind variația vitezei împărțită la durata acestei variații a vitezei. Așa cum am spus și în cazul vitezei la mișcarea uniformă, la fel aici nu are rost să vorbim despre accelerație instantanee sau medie, pentru că accelerația este constantă. Deci accelerația instantanee este în același timp și accelerație medie. Din această relație putem găsi foarte ușor legea vitezei în mișcarea uniform variată. Pentru că delta V înseamnă V minus V0, unde V este viteza la un moment dat, iar V0 este ceea ce se numește viteză inițială, adică viteza pe care a avut-o mobilul când am pornit cronometrul. Deci delta V, V minus V0, este A ori delta T. Și dacă ținem seama de faptul că delta T este T minus T0, și dacă T0 este 0, adică am început măsurarea timpului din momentul în care am pornit cronometrul, atunci obținem V este egal cu V0 plus A ori T, care se numește legea vitezei în mișcarea uniform variată și vă rog să o notați. Thank you.
pentru a găsi legea spațiului, trebuie să ne folosim de un lucru foarte important, și anume, și din nou vă rog să vă notați, în mișcarea uniform variată, viteza medie este media aritmetică a vitezei inițiale și vitezei finale. Adică viteza medie este V0 plus V supra 2. Acest lucru este adevărat în mișcarea uniform variată. Nu este adevărat în orice fel de mișcare. Trebuie să aveți grijă la rezolvarea problemelor. Doar dacă ați demonstrat că mișcarea este uniform variată, atunci viteza medie este cu siguranță media aritmetică a vitezei inițiale și vitezei finale. Așa cum ne arată această formulă și cum vă rog să vă notați. Acum, dacă știm legea vitezei și faptul că în mișcarea uniform variată viteza medie se poate calcula cu formula V0 plus V supra 2, adică este media aritmetică a vitezei inițiale și vitezei finale, putem găsi legea spațiului, pentru că delta X, adică deplasarea, este întotdeauna egală cu viteza medie înmulțită cu timpul, cu durata deplasării respective. Și atunci înlocuim în această relație viteza medie cu expresia ei V0 plus V supra 2, totul înmulțit cu timpul, iar în locul vitezei putem scrie suma V0 plus AORT, așa cum ne arată legea vitezei. Și obținem delta X, adică X minus X0, este egal cu V0 plus, în loc de V, V0 plus AORT, totul supra 2 și totul înmulțit cu timpul. Și avem atunci X minus x0 este egal cu v0 plus v0 este 2v0. 2v0 supra 2 este v0 ori t este v0t plus, mai avem aici a ori t ori t supra 2, adică a t pătrat supra 2. Și am găsit următoarea relație: x este x0 plus v0t plus a t pătrat supra 2. O relație care se numește legea spațiului în mișcarea uniform variată. Și vă rog să notați. Avem, deci, legea spațiului, care, vă rog să observați, este o funcție în t pătrat, este o funcție de gradul 2 în timp. Avem legea vitezei, care este o funcție de gradul 1 în timp. Și avem o relație pentru viteza medie, ca fiind media aritmetică a vitezei inițiale și vitezei finale. Să vedem acum graficul acestei mișcări și să începem cu cazul în care accelerația este pozitivă.
Pentru că legea de mișcare este o funcție de gradul 2 în timp, înseamnă că graficul lui X, graficul coordonatei, funcție de timp, trebuie să fie un arc de parabolă. Pentru că X este o funcție de T pătrat. Iar graficul vitezei, pentru că viteza este funcție de gradul 1, așa cum am mai spus, trebuie să fie o dreaptă. Le vedeți pe amândouă în graficul afișat acum. Să vedem ce ne arată graficul. X0 este pozitiv, ceea ce înseamnă că la momentul T egal cu 0, mobilul se găsea undeva în dreapta originii. De pildă aici. Și acum să ne gândim doar la ce se întâmplă de la 0 încolo, adică în viitor. După cum vedem, X crește și de asemenea crește și viteza. Ceea ce înseamnă că mobilul se mișcă spre dreapta tot mai repede, tot mai repede și mai repede. Dar ce s-a întâmplat în trecut? Să ne uităm acum la tot graficul. Se vede că viteza, la un moment dat, notat pe graficul T indice M, a avut valoarea 0 și că până atunci a avut valori negative. Ceea ce înseamnă că mobilul s-a mișcat spre stânga și s-a oprit la un moment dat, atunci când viteza și-a schimbat semnul, după care s-a mișcat spre dreapta. Adică mobilul a venit dinspre dreapta, frânat, s-a mișcat tot mai încet, tot mai încet, tot mai încet, s-a oprit undeva și acea coordonată este X minim, pentru că mobilul în această mișcare nu ajunge niciodată la stânga lui X minim, asta e valoarea minimă a coordonatei, după care a început să se miște spre dreapta accelerat. Deci mișcarea a fost așa. Mobilul a venit de undeva din dreapta cu viteză mare, a încetinit, a încetinit, a încetinit, s-a oprit în X minim și apoi accelerează din nou, dar de data asta deplasându-se spre dreapta. Acum să vedem graficul în cazul în care accelerația este negativă. Graficul arată așa cum vedeți. Să ne gândim din nou doar la partea din dreapta a graficului, adică la viitor. Mobilul se găsește la momentul inițial în poziția X0, să zicem undeva aici, și se mișcă spre dreapta, dar încetinit. După cum vedeți, viteza scade. Ceea ce înseamnă că la un moment dat se va opri. Și apoi, de la momentul T indice M, încolo, viteza este negativă, adică mobilul vine înapoi, se deplasează spre stânga acum. Dar acum să ne gândim la tot graficul, ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Deci, inițial viteza este pozitivă, mobilul se mișcă spre dreapta, dar tot mai încet, tot mai încet. Adică mobilul vine dinspre stânga, tot mai încet, tot mai încet, tot mai încet, tot mai încet, se oprește undeva. Aceasta va fi coordonata XM, va fi coordonata, va fi valoarea maximă a coordonatei, pentru că mobilul nu va ajunge niciodată în această mișcare mai departe de XM, spre dreapta, față de origine, evident. Deci, repet, mobilul a venit din stânga, încetinit, tot mai încet, tot mai încet, tot mai încet, aici s-a oprit și apoi a luat-o spre stânga, mișcându-se tot mai repede, tot mai repede spre stânga, având deci viteza în modul tot mai mare, pentru că de data asta viteza este negativă. De fapt, se poate observa, dacă vă uitați pe cele două grafice, că în cazul în care accelerația este pozitivă, graficul este un graficul coordonatei, este un arc de parabolă cu vârful în jos, și în cazul în care accelerația e negativă, este un arc de parabolă cu vârful în sus. Se mai poate observa că în primul caz, când accelerația este pozitivă, graficul are un minim și că minimul sau maximul se întâmplă întotdeauna în momentul în care viteza este 0.
iar atunci când accelerația este negativă, graficul are un maxim. Și în cazul acesta, atunci când viteza este zero. Să mergem mai departe. În finalul acestui curs, formula lui Galilei. Vrem să obținem o formulă care să lege accelerația de viteza inițială, viteza finală și distanța parcursă de mobil și în care să nu apară timpul. Se numește formula lui Galilei pentru că Galileo Galilei a fost cel care a dedus-o pentru întâia oară. Să vedem cum. Din legea vitezei putem exprima timpul și obținem că timpul este V minus V0 supra A, supra accelerație. Și acum, în legea spațiului, substituim timpul cu expresia lui. Dar o voi scrie în felul următor, X minus X0, pentru că X minus X0 este deplasarea, distanța parcursă de mobil. Avem o mișcare rectilinie și asta înseamnă că deplasarea și distanța parcursă sunt același lucru. Deci x minus x0 este egal cu v0 ori t, dar t are expresia v minus v0 supra a, plus a supra 2 înmulțit cu t pătrat, adică cu v minus v0 la pătrat supra accelerația la pătrat. X minus x0, notăm această diferență cu d, distanța parcursă de mobil, va fi, am V0 ori V minus V0 pătrat supra A, primul termen, plus A, se simplifică aici și rămâne V minus V0 la pătrat, adică V pătrat plus V0 pătrat minus de 2 ori V ori V0 și totul supra 2A. Ca să aduc la același numitor, trebuie să amplific prima fracție cu 2 și obțin că D este 2V0V minus 2V0 pătrat plus V pătrat plus V0 pătrat minus 2V ori V0, totul supra 2A. Și termenul 2V0V se reduce, iar aici am V0 pătrat minus 2V0 pătrat minus V0 pătrat, așa că obțin că D este egal cu V pătrat minus V0 pătrat supra 2A, care se scrie de obicei sub forma V pătrat este egal cu V0 pătrat plus 2AD. Și sub această formă, îi spunem de obicei formula lui Galilei, care este foarte utilă în rezolvarea multor probleme. În final, vă rog să vă notați toate relațiile legate de mișcarea uniform variată. La revedere!